Ce facem? Bună ziua! Și aș zice bine ați venit, dar cred că bine v-am găsit pe platforma online. Deci, pentru început menționez că interviurile sunt înregistrate în format video și vor fi plasate la sfârșitul concursului, deci la sfârșitul probii interviurilor live. Și fiecare dintre candidați are un set standard de întrebări acordat de către membrii comisiei, deci este vorba de 6 întrebări. Rugămintea noastră este să încercați să mențineți răspunsurile la întrebări cât mai succinte și cât mai la subiectul întrebării, deoarece s-a întâmplat ca candidații să răspundă deja la întrebările care urmau să fie acordate, deci din prima sau a doua întrebare. Prima întrebare, oarecum standard din partea mea, este: de ce credeți dumneavoastră că sunteți un candidat potrivit pentru funcția de avocat al poporului? Mulțumesc de întrebare. În primul rând, consider că dețin capacitățile necesare pe care trebuie să le dețină un ombudsman. Sunt o persoană integră, independentă și imparțială. Activitatea mea de avocată pe parcursul acestei perioade, cât am activat în domeniul apărării drepturilor omului, îmi permite să cunosc care sunt problemele pe interior în Republica Moldova în acest domeniu, în domeniul drepturilor omului. Calitatea mea profesională mai dispune de abilitățile necesare de a investiga cazurile, de a soluționa aceste cazuri și de a încerca să aduc un plus valoare acestei instituții. În primul rând, mi-aș dori să schimb ceva la nivel național și nu la nivel individual, pentru că funcția de ombudsman este diferită de funcția de un avocat simplu. Deci, împuternicirile și puterea pe care o are un ombudsman sunt diferite de împuternicirile și puterea pe care o are un avocat simplu. Da? Deci, în momentul în care eu am putut realiza în această perioadă de ani, în aproape 18 ani de activitate în apărarea drepturilor fundamentale ale omului, la nivel individual, eu consider că aș putea aplica și aș putea mări, de fapt, competența mea la nivel național și aș aduce un plus valoare acestor drepturi. De fapt, ceea ce îmi doresc eu foarte mult e să aduc respectarea drepturilor omului acasă, pentru că avem foarte mult de lucru. Și am o capacitate de analiză, de însușire, lucrez și am lucrat cu echipe de angajați, de experți cu care am comunicat foarte bine, deci am și capacitățile de comunicare bune și sunt foarte transparentă. Deci probabil că cine a activat și cine a colaborat cu mine cunoaște acest lucru. Vă mulțumesc mult pentru răspuns. Următoarea întrebare, oarecum conectată la prima, ar fi: dacă candidatura dumneavoastră prezintă anumite riscuri de integritate sau vulnerabilități și ce, din punctul dumneavoastră de vedere, ce nu trebuie să facă un ombudsman? Nu, candidatura mea nu prezintă niciun risc de integritate și ceea ce nu trebuie să facă un ombudsman, nu trebuie să intre în conflicte și ceea ce nu trebuie și nu poate face un ombudsman, nu poate sancționa, de exemplu, persoanele care au încălcat drepturile omului. Deci trebuie să se conducă strict de lege, de Constituție, de tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte. Și nu trebuie să fie o persoană părtinitoare. Deci funcția ombudsmanului presupune a fi o persoană independentă și imparțială, neinfluențată absolut de nimeni. Deci acestea sunt principiile de bază. Vă mulțumesc tare mult. Următoarea întrebare este din partea domnului Grădinaru. Bună ziua, stimată doamnă candidat. Sunt Vasile Grădinaru și mă interesează care este opinia dumneavoastră referitor la situația respectării drepturilor omului în Republica Moldova, care sunt domeniile sau care sunt
domeniile, obiectivele strategice și domeniile strategice pentru următorii ani pe acest domeniu și trei, care vor fi acțiunile dumneavoastră nemijlocite în calitate de ombudsman pentru promovarea drepturilor omului și protejarea drepturilor omului sau protecția drepturilor omului. Mersi. Dacă să începem cu... Eu vă mulțumesc pentru întrebare. Dacă să începem cu prima întrebare, care sunt încălcările în domeniul respectării drepturilor omului pe teritoriul Republicii Moldova, noi avem foarte multe încălcări și aici aș putea aduce ca exemple și recomandările aduse în rapoartele făcute de către instituțiile internaționale. Avem probleme în domeniul discriminării, avem probleme în domeniul accesului la justiție, în domeniul medicinii. Dacă e pe scurt, care sunt cele mai de bază probleme? Care sunt domeniile strategice? În primul rând este nevoie ca să facă o evaluare sau o analiză care sunt de fapt și ce impedimente a avut această instituție pe parcursul acestor ani. Pentru că dacă e să ne uităm la toate evaluările internaționale, decalajul și recomandările care au venit din partea instituțiilor internaționale au fost tot timpul diferit. Deci la prima evaluare instituția a avut 160 de recomandări de îmbunătățire în domeniul respectării drepturilor omului, în a doua evaluare vreo 230, ceea ce ne mărește numărul de recomandări de îmbunătățire în acest domeniu și deja dacă e să privim ceva mai bun a fost îmbunătățită calitatea acestei instituții și prestarea serviciilor acestor instituții deja la nivelul 3 de evaluare, doar că tot am rămas cu mai multe probleme pe care trebuie să le rezolvăm. Cât privește ce acțiuni și în primul rând, probabil că aș pregăti sau aș modifica sau aș interveni în strategia de lucru pe termen lung, pe termen mediu, scurt sau pe termen scurt a sistemului în întregime. Aș identifica cele mai grave probleme. Dar ceea ce eu aș vrea foarte mult să introduc în Republica Moldova este o practică foarte bună pe care o au americanii, pentru că eu am finisat recent studiile aici în domeniul administrării justiției și am avut o tangență cu activitatea ombudsmanului din Statele Unite. Deci eu aș dori la nivel național să introduc câteva practici bune din practica lor, pentru că una din practicile bune este promovarea legislației la nivel național venind cu comentarii și explicare pe înțelesul tuturor instituțiilor și a cetățenilor. În ceea ce privește protecția împotriva abuzurilor sexuale la locul de muncă, pentru că noi avem aceste probleme, sau hărțuire la locul de muncă, sau discriminare, și eu știu că noi avem aceste probleme pentru că am avut foarte multe cauze în Republica Moldova pe acest segment. În Statele Unite ale Americii, fiecare angajator obligatoriu trebuie să introducă și să treacă aceste cursuri de instruire și să susțină examene înainte de a fi angajat la o funcție de conducere. Și salariații sunt informați în acest domeniu unde și cum trebuie să se procedeze. Dar pentru a aduce anumite schimbări este nevoie ca ombudsmanul să vină către legiuitor și să introducă anumite schimbări, modificări sau să vină cu proiecte de lege bune care să fie susținute și să putem convinge de fapt legiuitorul că aceste proiecte ar îmbunătăți în orice domeniu, nu doar pe acest segment, ar îmbunătăți respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului la nivel național. Doamna Gașițoi, vă mulțumesc pentru răspunsurile oferite. Sunt Veronica Roșca, sunt vicepreședintele Comisiei Juridice, Numiri și Imunități și următoarea întrebare va fi din partea mea. Sper că se aude bine. Respectiv, aș dori să aud opinia dumneavoastră ce ține de funcționalitatea instituției, oficiului, avocatului poporului, dacă trebuie sau nu reformate și v-aș ruga să identificați un aspect instituțional care decurge cu deficiențe în opinia dumneavoastră. Vă mulțumesc.
Da, mulțumesc de întrebare. Da, în opinia mea, această instituție trebuie reformată. Cel puțin există foarte multe lucruri pe care trebuie să le îmbunătățim. Comunicarea este foarte slabă la instituția, în această instituție, și avem nevoie de o transparență mai mare în ceea ce privește deciziile instituției pe care le ia și în ceea ce privește proiectele de lege pe care le propune instituția, astfel ca fiecare persoană, fiecare societatea să poată să se expună în acest domeniu. Transparența ar trebui să existe și la nivelul plângerilor depuse. Deci, în acest context, dacă noi vrem ca să înțelegem problemele sistematice sau cele mai multe probleme care există la nivel național, deci noi avem nevoie de... ar trebui să îmbunătățim bazele, instituția să îmbunătățească bazele de date cu privire la obiectul acestor plângeri. Dacă, de exemplu, sunt 100 de plângeri pe domeniul medical, înseamnă că trebuie să vedem care este problema pe domeniul medical. Dacă sunt probleme pe domeniul familial, de exemplu, sau pe domeniul faptului că sunt pe discriminare sau hărțuire sexuală, deci trebuie să vedem câte plângeri sunt, dacă ele se repetă, atunci să acționăm în dependență și să scanăm și așa putem afla problema și în dependență de aceste probleme putem aduce de fapt un plus valoare și să facem o reformă, o parte din reformă, da? Avem nevoie să ridicăm nivelul de profesionalism a angajaților și aceasta nu este constatarea mea, aceasta este inclusiv constatarea unui raport efectuat de către Organizația Națiunilor Unite. Instituția la prezent transmite sau își efectuează atribuțiile nu pe deplin, în 100%, dacă am circa 60%, și raportul recunoaște că există o problemă de competență înaltă, adică a personalului sau lipsa personalului calificat în această instituție. Cred că aș putea și aici interveni, pentru că având abilitățile de formator în domeniul drepturilor omului, cred că aș putea ajuta, de fapt, să se reformeze instituția din punct de vedere pozitiv și în acest domeniu. Trebuie de îmbunătățit, cu siguranță, trebuie să îmbunătățim comunicarea dintre instituții și nu doar dintre cetățeni și instituția ombudsmanului. Deci acestea sunt mult mai prioritare, de fapt, strategii pe care probabil că ar fi trebuit în domeniul reformării. Și promovarea drepturilor omului. Cu regret, promovarea este foarte slabă și, iarăși, prin prisma propriei practici pot să constat acest lucru. Este o problemă cu răspunsurile ombudsmanilor făcute către cetățenii care depun plângeri și cu vizitele de audiență. Deci, la fel, este o problemă, pentru că atunci când există o plângere și chiar dacă nu este de competența ombudsmanului această plângere, este nevoie ca ombudsmanul să explice cetățeanului de ce această plângere și care sunt competențele a ombudsmanului și să redirecționeze și să consoleze cetățeanul, instituție care l-ar putea ajuta să-și restabilească drepturile sale, respectiv să încerce să convingă persoana să meargă mai departe să-și apere drepturile, dacă nu este de competența instituției. Până acum acest lucru, cu regret, nu s-a făcut și mulți clienți de-ai mei au zis că instituția ombudsmanului nu este un remediu efectiv. Da? Pentru că împuternicirea are suficiente această instituție și funcție conform legii, dar ele nu sunt aplicate pe deplin.
Vă mulțumim. Pe scurt. Vă mulțumim pentru răspuns. Următoarea întrebare, doamna Racu. Doamna Gașițoi, mersi pentru timpul și pentru răspunsurile care ne le-ați acordat mai devreme. Întrebarea mea ține de mandatul specific al ombudsmanului. În fond, e o întrebare care este comună mai tuturor instituțiilor de apărare a drepturilor omului, adică sunt competențe care se regăsesc mai peste tot în lume. Deci, întrebarea sună în felul următor. Care sunt sau ar trebui să fie acțiunile avocatului poporului în situații de încălcare în masă sau gravă a drepturilor omului sau în cazurile de încălcări sau de importanță socială, de rezonanță socială deosebită sau în situații în care este necesară o reacție, o intervenție din partea avocatului poporului în apărarea unor persoane sau unor grupuri de persoane care nu își pot independent, în virtutea a variei motive, nu își pot independent apăra drepturile. Și atunci, deci, ne-ar interesa care ar trebui sau sunt competențele sau reacțiile unui avocat al poporului. Eu vă mulțumesc de întrebare, este o întrebare foarte bună, pentru că dacă e să ne referim la competențele avocatului poporului în acest domeniu, legea prevede că avocatul poporului în aceste cazuri pe care le-ați menționat dumneavoastră se poate adresa în instanța de judecată și să apere această categorie de persoane. Eu nu știu de ce din 2014, de când este legea, dacă nu mă greșesc, din 2014, articolul 22, care îi dă această împuternicire a ombudsmanului, nu a fost aplicată, pentru că eu în acea perioadă am luptat împotriva violurilor în masă care au avut loc la instituția psihoneurologică din Bălți și 18 persoane violate, iar ombudsmanul nu a fost implicat absolut deloc în acest proces și nici nu a venit cu o concluzie, deși am apelat în acea perioadă acestei instituții. Eu nu mai țin minte cine era pe atunci ombudsman. Dar legea ne permite să investigheze ombudsmanul aceste încălcări și situația în care persoana este vulnerabilă și nu se poate adresa în instanța de judecată, ombudsmanul o poate face și poate veni în apărarea acestor categorii de persoane și îi poate reprezenta în instanțele de judecată. Ultima întrebare vreau să vă adresez. Se referă la faptul că Republica Moldova mai multe politici sau documente de politici în domeniul drepturilor omului rămân doar la nivel de hârtie. Și în acest context, cum credeți, care ar fi contribuția sau acțiunile ombudsmanului pentru a impulsiona implementarea acestor politici, astfel ca să asigurăm și să creăm o societate bazată pe drepturile omului? Eu vă mulțumesc de întrebare și aici aveți dreptate. Într-adevăr, multe recomandări au rămas pe hârtie. De ce? Pentru că eu consider că un ombudsman trebuie să fie mult mai insistent atunci când face propuneri și nu doar să facem aceste propuneri și recomandări de îmbunătățire, dar și să urmărim cum aceste propuneri și cum putem impune autoritățile ca să le implementeze. Da? Pentru că noi vorbim de anumite recomandări nu doar la nivel de instituții publice, noi vorbim și la nivel de instituții private, în toate instituțiile. Și în viziunea mea s-a creat o impresie că atunci când ombudsmanul vine cu recomandări, nu se urmărește care sunt pașii următori întreprinși de către persoana care a încălcat acest drept. Da? Și aici, dacă nu se respectă ceva, înseamnă că te uiți în lege și vezi ce nu merge din punct de vedere legal.
și vii cu o recomandare și vii cu un proiect de lege și vezi unde trebuie de schimbat. Pentru că noi cunoaștem că ombudsmanul nu poate pune și nu poate aplica sancțiuni, dar noi cunoaștem că ombudsmanul poate să se adreseze organului ierarhic superior, da? Deci care fiecare instituție are șef deasupra. Deci dacă nu am respectat aceste recomandări la nivel mai jos, mergem la nivel la nivel mai înalt. La fel, ombudsmanul este liber să apeleze către guvern, către parlament, către președinte, să meargă la întrevederi, să negocieze, să discute aceste probleme și să găsească o soluție. Eu cred că absolut totul se poate rezolva prin comunicare și prin insistență. Nu este efectiv să faci un raport, să faci anumite recomandări și să nu insiști asupra aplicării acestor recomandări și să nu insiști, să nu mergi la nivel mai înalt, să te plângi pe aceste încălcări. Da? Și deja în situația în care nu se primește, dar trebuie să se primească, nu știu, eu cred că insistența în adresa autorităților, în adresa politicienilor, probabil că ar putea schimba. Este nevoie și de o voință politică cu siguranță, pentru că nu ține doar de competența ombudsmanului ca toate aceste drepturi să fie respectate, dar ține de competența ombudsmanului să insiste și să urmărească și să primească răspunsuri ce s-a făcut, de ce nu s-a făcut, care sunt impedimentele. Dacă sunt careva impedimente, înseamnă că trebuie de găsit soluții de rezolvat aceste impedimente. Noi vă mulțumim foarte mult pentru răspunsuri. Acestea au fost întrebările din partea comisiei. Dacă dumneavoastră aveți întrebări către comisie, le ascultăm cu drag. Probabil că nu aș vrea să vă iau foarte mult din timp și eu întrebări nu am, eu vă mulțumesc pentru că m-ați acomodat, de fapt, și m-ați primit la interviu. Și atât. Vă mulțumim foarte mult. Sănătate și o zi frumoasă în continuare să aveți. Și dumneavoastră succes în continuare. La revedere!